Grigore Vieru a devenit cu timpul un simbol. Iată-l într-un interviu inedit, acordat României Internațional, cu prilejul concret al întâlnirii românilor de pretutindeni, desfășurată la Băile Herculane la sfârșitul anului trecut. Mă întorc în Basarabia mai întărit sufletește și cu mai multă credință în izbânda dreptății românești, pentru că există o dreptate românească și este imposibil ca această dreptate să nu învingă până la urmă. Până la urmă, eu cred că va birui nu țara cu cele mai multe tancuri, ci țara cu cel mai mult Dumnezeu în ea, cu cel mai mult grâu în ea și cu cele mai multe splendori ale limbii materne. Țara românească are destul Dumnezeu în ea, țara românească are destul grâu în ea, țara românească are destule splendori ale limbii ei. Aveați dumneavoastră o poezie, dor, există un limpede loc cu semnul credinței pe creastă. Mulțumesc frumos că v-ați amintit de aceste versuri mai vechi ale mele. Deci vă spuneam, nu se poate ca această minune a lui Dumnezeu, cu mult Dumnezeu în ea, încă așa și cu mult grâu și cu o cultură atât de veche și atât de frumoasă, să nu izbândească până la urmă. Cred că arta și literatura reprezintă totuși principalul factor de unire și de, hai să zic, coeziune la un moment dat al românilor din toate locurile de pretutindeni. Să știți că Revoluția Basarabeană, pentru că se poate vorbi de o Revoluție Basarabeană, a fost făcută, cum ar spune, două versuri populare din baladele noastre. Fără arme și pistoale, numai cu mâinile goale, așa zice balada noastră. Și să știți că românii basarabeni au făcut revoluția cu mâinile goale, fără arme și pistoale. Au avut revoluția cu cântec și poezie. Probabil că este singura revoluție de pe fața Pământului. Eu, desigur, vorbesc de o revoluție spirituală. Singura revoluție săvârșită, după cum vă spuneam, numai cu cântec și poezii. Și la noi, în Basarabia, cântecul și poezia a adunat lumea grămăjoară. Ea a fost istoria noastră, ea a fost limba noastră maternă, ea a fost biserica noastră, pentru că spunea, dacă nu mă înșel, Platon, categorisea profesiunile umane în felul următor. Pe locul întâi a așezat preotul, pe locul doi oșteanul, pe locul trei venea învățătorul și abia pe ultimul loc poetul. Dar zicea filozoful că sunt timpuri când lipsește și preotul, lipsește și oșteanul, lipsește și învățătorul și poetul trebuie să îi înlocuiască, da, să-i suplinească. E bine, aflați că în Basarabia poetul a încercat și mai încearcă să-i suplinească, pentru că și preotul a fost izgonit din cetate, și oșteanul, și învățătorul, și poetul săracu a căutat să-i înlocuiască pe toți așa cum a putut. Azi se întoarce la... începe să se întoarcă în cetate preotul la noi, începe să se întoarcă învățătorul și poetul va reveni la uneltele lui ferești. Voi să vă spun și o veste frumoasă din Basarabia. Deci armata a 15-a, armata a 15-a, subliniez, de ocupație, care este limba moldovenească, bate în retragere. Și asta datorită cânticului și poeziei de care vorbeam.